Așadar, pentru a doua parte a emisiunii, jucăm sau vorbim în vorbe, sau cum s-ar zice, ne jucăm cu vorbele, schimbăm de la fotbal, trecem la rugby. Sunt flancat în această a doua parte a emisiunii de doi pilieri de la Stejari. Eu îmi permit să spun viitori jucători de Superliga. Așadar, este un moment... De fapt, așa, e o chestiune de timp până la acel lucru, promovarea în Superliga. Deocamdată mai sunt două meciuri din play-off, play-off-ul de promovare. În ultimul meci disputat în weekend, Stejari au fost în deplasare la Petroșani, nu? Da. Așa, la Petroșani, acolo unde au învins cu 31-3 și au realizat și obiectivul de puncte bonus pentru mai mult de 4 eseuri, au marcat 5 eseuri și în studioul nostru avem doi dintre pilieri, după cum vă spuneam. Nu mă pricep prea mult la rugby, dar vă întreb dacă ați marcat vreun eseu. Nu, la meciul ăsta nu. Nu. Bun, în studioul nostru se află Lucian Dinu. Bună ziua. Bună ziua. Și Bogdan Suflea. Bună ziua. Mă bucur că nu o să fie o emisiune cu un subiect negativ, pentru că nu știu dacă aș fi ieșit întreg din această emisiune. De data ați văzut la rugby cum se joacă și cât de dur este acest sport, dar frumos, este foarte frumos. Și frumos ar fi ca emisiunile Sport Club realizate de colegul meu Oraș să fie realizate la anul cu la anul competițional, să zicem, cu Stejarii în Superliga. Bun. Pasul respectiv este foarte simplu, dacă e să ne uităm pe hârtie. Următorul meci este cu Iașu, singura echipă care a reușit să învingă în sezonul competițional regulat echipa din Buzău, însă răzbunările următoare au fost mai mult decât elocvente, iar acest pas pe care îl poate face Stejarul va fi săptămâna aceasta, nu la sfârșitul săptămânii? Da, sâmbătă. Sâmbătă mergeți la Iași. Da, la Iași. La Iași, acolo unde puteți să și pierdeți, din câte am înțeles, dar la o diferență nu mai mare de 16 puncte. Dar nu vă gândiți la, nu, la asta este a pierde. O opțiune, dar noi nu o luăm în calcul. Da. Cum a fost în primul rând, cum a fost cu ăștia de la Petroșani? Au marcat doar 3 puncte sau nu? Cum a fost asta? A fost în o transformare? O lovitură de pedeps. Transformare, nu-i zice? Da, 3 puncte. Unde încerc să mă pricep și eu. Așa, 3 puncte. Adică și n-ați forțat să înțeleg, nu? Cum a fost jocul așa din teren? V-ați gândit la Iași tot timpul? Nu. Fiecare meci are legătura asta și, nu știu, am încercat să jucăm un meci greu, mai ales datorită vremii, ceață, ploaie, și s-a văzut în teren. Băieții de la Petroșani, tineri, jucători. Nu, că nu, să... voi n-ați fi tineri. Da. Da. Așa? Vor să arate că știu și ei rugby, că... Și un meci dificil în prima repriză. A doua repriză a început să mai... Prima repriză a fost scor strâns, 5-3. Da, da. Da. Leona zice că a fost un meci strâns. Scorul nu este elocvent, pentru că cel puțin 75-80% din timp am jucat în terenul lor. În prima repriză nu am reușit să concretizăm toate acțiunile. În schimb, în a doua, ei au picat fizic, și noi am marcat. Menționăm între timp că și Poli Agroiaș a câștigat cu Bârladul, echipă pe care o va întâlni formația buzoiană în ultima etapă a play-off-ului, și Iași a câștigat la o diferență de 5 puncte, da? 17-12 cu Bârladul. Lucrurile sunt foarte clare că se vor lămuri chestiunile legate de promovare în meciul cu Iași, acolo unde vă duceți cu gândul de, nu cu gândul, și cu ambiția victoriei. Ăla e meciul de promovare efectiv, deși, repet, să luați după un parcurs excepțional în sezonul competițional și în play-off, să pierdeți cu mai mult de 16 puncte diferență, nu cred. Nu luăm în calcul opțiunea asta, nu. Ați jucat de 3 ori, dacă nu mă înșel. De 3 ori ați jucat anul ăsta, 2-1 este scorul, da? Da. 2-1.
Da, astea, meciurile... Va fi un meci mult mai dificil. Clar va fi. Miza va fi mult mai mare, dar presiunea este pe ei. Presiunea este pe ei și ei vor fi nevoiți să câștige acest meci la o diferență de peste 16 puncte. O misiune imposibilă, probabil, nu? O rugby nu este imposibil. Păi noi, vă întreb pe voi, fiți subiectivi și vă rog, vreau să văd acea forță și din vorbă și din atitudine, că acolo mergeți, domne, să... Noi suntem montați pentru meciul de la Iași și nu luăm în calcul decât victorie. Așa, domne, ca la orice meci important, înainte de orice meci important, un meci de promovare, vă gândiți deja la... adversare, precum da, Dinamo mai joacă? Mai joacă în Superliga? Da. Steaua nu mai joacă. Ba da. Joacă și Dinamo și Steaua. Păi cum, să vină Dinamo și Steaua, vă dați seama ce excepțional ar fi. Și eu cred că asta se va întâmpla. Mai e și Baia Mare, mai e și Timișoara. Timișoara, da. Bun. Deci eu, din punctul meu de vedere, nu că m-aș pricepe, am spus, la rugby, dar eu sunt convins, repet, având vedere și parcursul pe care l-a avut în acest sezon, inclusiv cu play-off-ul pe care l-a avut echipa Stejarul Buzău, este clar că la Iași o să consfințiți matematic, efectiv, promovarea, pentru că ultimul meci cu Bârlad, la fel, ar putea să fie o formalitate, doar nu să vă arsena Bârlad să vă bată și de fapt, și dacă vă bate, bănesc că nu ați avea o problemă. Nu, dar sunt exclus. Exclus lucrul acesta. În proporție de 90%, dacă am câștigat la ea, suntem ca și promovați. Bun, în ideea asta, n-aș vrea să ne culcăm pe ureche, dar în ideea asta, ultimul meci cu Bârladul aveți la Buzău, nu? Da. Ce mesaj aveți pentru buzoieni în general? Am văzut că sunt oameni care vin în Parcul Tineretului să vă vadă la lucru. Acela va fi un meci în care 90%, aș zice eu, va fi meciul la finalul căruia veți declanșa efectiv fiesta. Ați scăpat și de play-off. Ce mesaj ați avea pentru Noi așteptăm buzoieni? Lumea la teren, în număr cât mai mare, și ne bucură gândul că din ce în ce mai mulți oameni vin la stadion. La meciul cu Iași am avut tribuna plină. Da, a fost foarte, foarte frumos. Adevărul este că ați fi singura echipă de Liga 1 din Buzău, din orice domeniu sportiv. Că da. Cu fotbal ați văzut unde, la ce nivel suntem și până la urmă, pe bună dreptate și pe merit ar fi această performanță. O să intrăm în cel ce urmează și cu președintele clubului, domnul Vasile Niță. Este un eveniment interesant. Astăzi, marcat la București, 100 de ani de la primul meci de rugby. Știați? Da. Nu, v-a spus domnul Niță, 100 domnule, de ani de când s-a înființat Federația Română. Așa am înțeles la domnul Niță, că atunci s-a jucat primul meci de rugby. Probabil. Da. Bun, îl avem pe domnul Niță. Bună ziua și ce să vă zic? Zicem așa, în general, la mulți ani, domnule. Da, la mulți ani rugby-ul românesc. Da. E marea sărbătoare, 100 de ani de la primul joc de rugby în România. Vedeți, eu așa mi-a zis domnița, înțelegeam că de la 100 ani de la înființarea federației, dar noastră mi-a zis așa, că primul meci de rugby, nu? Da, primul meci de rugby. Ați jucat în primul meci? În 1903. Ați jucat în primul meci, domnița? Nu. Dar de ce? Ați fost accidentat? Nu, pe vremea mea nu eram că... Haideți, domnule, la ce ați... La ce ați reușit dumneavoastră să faceți și dumneavoastră să vă cazi, să nu personalizăm, succesul pe care l-a avut până acum echipa Stejarul, la ce performanțe ați reușit și dumneavoastră să obțineți cu echipa, mă gândeam că ați jucat și acum 100 de ani rugby. Nu. Se joacă de 100 de ani și e foarte bine, iar noi încercăm, cei care l-am jucat și îl iubim sportul ăsta cu adevărat, să facem ceva pentru el, pentru că și alții au făcut la rândul lor și trebuie să perpetuăm tot mai departe, să transmitem tot mai departe. Bun. Deocamdată nu suntem acolo unde ne dorim, dar mai e puțin. Asta vreau să vă întreb, domnul Niță. Dumneavoastră, și v-am văzut și la colegul meu Auraș, că aveți acele rezerve pe care ar putea să le aibă oricine până la urmă, pentru că până când nu treci podul, nu poți să te consideri și anume în siguranță. Dar în cazul ăsta, mai avem câteva zile
Domnul Niță, dacă noi câștigăm, noi în general, că încercăm și noi să adoptăm echipa asta, să o luăm în suflet, pentru că au fost multe dezamăgiri, nu din partea echipei stejarului, dar noi, ca buzoieni, dacă noi mergem la Iași și batem acolo, suntem promovați. Da, atunci da, putem să spunem că numai atunci. Numai atunci. Numai ce, atunci. Ce, cum vedeți dumneavoastră meciul ăsta cu Iași? Dacă noi vom putea, cei care conducem rugby Buzoian, dacă vom putea să menținem echipa la încrederea care a avut-o până acum și la dăruirea să aducem la momentul de concentrare maximă. Ăsta este jocul anului. Dacă noi vom câștiga la Iași, vom demonstra tuturor că suntem într-adevăr cea mai bună echipă, că ne merităm locul să intrăm și că, într-adevăr, am făcut un lucru deosebit. Știți, eu de pe locul 2 niciodată nu mi-a plăcut să discut decât numai de pe locul 3. Asta a fost, așa, suibiștii, vrem să realizăm un lucru deosebit, pentru că e una să fii campion, e una să fii pe locul 3 și alta să fii pe locul 2. Ori știți că se premiază și locul 2, dar e o treaptă mai jos. Noi vrem să fim pe cea mai înaltă treaptă, pentru că s-a muncit foarte mult până acum și ar fi păcat ca băieții ăștia să nu se bucure și ei să trăiască momentul ăsta, pentru că eu l-am mai trăit ca jucător de vreo două ori în 75-76 și în 82-83. Și păcat să nu... Bun, domnul Niță, foarte pe scurt, în studioul nostru i-am ca invitați pe pilierii Dinu și Suflea. Ce mesaj aveți pentru ei? Așa, la 100 de ani de la primul meci cu mingea, cum se vede acolo, când înțeleg că sărbătoriți la București? Este o mare sărbătoare. Cum e văzută echipa asta buzoiană acolo? Adică ce, când ați ajuns la București acolo, domnul Niță, că acum ne întâlnim în Superligă? Nu v-ați... Toată lumea spune așa. Da. Chiar și președintele m-a felicitat. Păi vedeți. General, și însuși Penciu, marele Penciu care locuiește în Italia, de fapt și din Franța, Adrian Lungu, toți au venit la București. Sunt legendele rugby-ului românesc, de la cei care mai trăiesc și care pot să vină la asemenea festivitate, au venit toți. O mare bucurie faptul că, vedeți, rugbyști niciodată nu uită pe cei care au trecut în neființă. Au fost invitat băiatul Alexandru Ionescu, zis Bizonul, deci o invitație specială. Da. M-am întâlnit acum, de curând, chiar acum când m-a sunat, m-am întâlnit cu doamna, cu prințesa, cu Carina, Caragea. Prințului Ghica, care a fost la Buzău și care știți că a fost la Buzău. S-a auto-invitat la meci. A zis că la meciul cu Burlandu, domnice, v-am urmărit, vreau să vin să beau și o cupă de șampanie când promovați. Da. Deci am devenit în atenția întregii suflări rugbyistice din țară și lumea ne respectă și Bun. Noi trebuie să fim foarte conștienți de lucrul ăsta. Domnul Niță, ultima chestiune, v-am rugat, uite că e o altă, cum să zic, atmosferă într-o emisiune, sunt oameni care se uită de sport și nu numai, care iubesc acest sport, încurajați în alt mod, că una e acolo la club, cum încurajați pe sportiv. Haideți, domnule, am și eu cam doi pilieri aici, ce le puteți spune așa, public, domne? Da, public. Da. Public, în bărbătații, e așa. Da, public le spun ceea ce le spun întotdeauna. Să creadă sportul ăsta, pentru că sportul ăsta trece repede, vor ajunge și ei la vârsta mea și își vor da seama ce bucurii și să se bucure, într-adevăr, ca rugbiștii, ce bucurii minunate sunt când realizezi o performanță. Ori, dacă nu faci performanță în sportul ăsta, care este de mare suflet și unde sunt niște bărbați adevărați. Chiar acum mă uit cum în coboară la Centrul Olimpic al Sportului, la Muzeul Sportului din București, încep să coboare toți la sală. Bun, vă lăsăm să vă bucurați și de acest moment. Vă mulțumesc, domnul Niță, pentru intervenția dumneavoastră. Repetăm, aflat la o sărbătoare, un centenar, de fapt, care se împlinește astăzi de la primul meci de rugby jucat în România. Mulțumesc încă o dată, domnul Niță. Ar fi frumos, nu? Suntem la finalul emisiunii. Și eu vă mulțumesc și să aveți încredere în băieții noștri. Am spus deja. Încredere în stejarii noștri, pentru că nu o să vă dezamăgească. Eu am spus deja, m-am antepronunțat. Pentru orice balon și pentru orice punct.
Da, mulțumim încă o dată, domnul Niță. Mult succes, domnul Niță. Cum îl știm, este modest, dar zic așa, că să le dea niște coate la aia. Băi, vedeți că ne întâlnim în Superliga. Ar fi foarte frumos, suntem la finalul emisiunii, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție decât pentru concluzii. Ar fi foarte frumos ca la 100 de ani de la primul meci de rugby, Stejarul Buzău să promoveze în Superliga. Ar fi ceva formidabil, mai ales pentru noi jucătorii. E un an de muncă, dar să vedem roadele acum. Roadele vor fi cele la care ne așteptăm cu toții. Într-adevăr. Din câte știm, nu? Noi suntem siguri și încrezători că vom câștiga la ea și meciul cu Bărlat, cum a spus dumneavoastră, va fi doar o formalitate, la sfârșitul căruia o să ne primim laudele și tot. Va fi frumos să sărbătorim la Buzău promovarea în Superliga după atâția ani, Buzăul acolo la masa granzilor. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru că m-ați flancat ca și pilieri, ce sunteți la rugby, și vă urez mult succes în meciul de sâmbătă. Vă ținem pumnii, suntem alături de voi și să auzim vestea bună după finalul acestei partide de la sfârșitul săptămânii. Mulțumesc încă o dată. Eu închei aici ediția Sport Club și vă mulțumesc pentru că ați înțeles dacă am avut câteva probleme legate de regulamente la fotbal sau de pronunții la rugby. Asta este, v-am spus, să țin locul colegului meu Oraș doar astăzi, din fericire pentru dumneavoastră, pentru iubitorii de sport. Eu, după o scurtă pauză de publicitate, o să revin la outfit-ul cu care v-am obișnuit la campus.pi, cu o ediție în care vorbim despre problemele din sănătate, problemele de la Buzău. Știți foarte bine că la momentul de față se protestează în fața Ministerului Sănătății. E bine, a fost și o delegație săptămâna trecută de aici, de la Buzău. O să avem în această emisiune o asistentă medicală și nu orice asistentă, este liderul Sanitas și în ultimul rând un medic de medicină școlară care se ocupă de medicina școlară, este medic de familie. Așadar, după o scurtă pauză de publicitate, vă aștept.